Traficul a fost îngreunat joi seara în zona paralelă 45 din Târgu Jiu după ce un șofer nu a acordat prioritate altui autoturism. Impactul a fost extrem de violent, iar autovehiculele au suferit avarii serioase. Reparațiile vor costa câteva mii de lei. Polițiștii de la serviciul rutier spun că nu au fost declarate victime, iar șoferii au convenit să încheie înțelegerea amiabilă. În tot acest timp, zeci de curioși au venit la locul accidentului, au fotografiat și au postat pozele pe paginile de socializare.